da, dragii mei, dacă mă vedeți puțin mai umflățică la față, e pentru că recent am avut o intervenție de deviație disept, operați deviație disept, și dacă tot am făcut pe sănătate, mi-am făcut și esteticul, știi? Eu am fost ca, ca românul, când intră în baie să schimbi faianța, își schimbi și gresia, știi? M-am simțit ca la frizer, i-am zis medicului, ia-mă la vârf. Da, ca după aia să continui să zic, fă-mă să arăt cum sunt eu în interiorul meu, ca o luptătoare. Și m-a făcut să arăt ca o luptătoare, acum am uia lui Cătălin Moroșanu. Eu înainte n-aveam nasul mare, în schimb îl aveam lung. Bă, îl aveam atât de lung încât când am ieșit din mama, mai întâi mi-a ieșit nănău. Și medicul când a văzut nasul, a zis, felicitări, aveți un băiețel. Eu de-aia eram singur, eu de-aia eram tot timpul singur, pentru că aveam nas de securi și de fiecare dată când mă întâlneam câte un ciocan, eu nu făceam sex, făceam direct Partid Comunist. Și am mai primit comentarii prin el, vai, de când te-ai operat, ți-a plecat talentul. O, să mor tu că mi-a plecat mie talentul. Dar ce mă, tu râdeai din anăul meu înainte? Tu râdeai, era un fel de hidoșeni, un fel de cocoșatul de la Notre Dame, așa, numai cocoașa, nu aveam în spate, aveam pinați. Veneam și de stăpâne! Să bat clopotele în catedrală! Și tu râdeai din nasul meu, bate nasul tău, că ai loc. Păi, tu nu râdeai din talentul meu, tu râdeai din nasul meu. Ăla nu se numește comedie, ăla se numește bullying, futu-te.